Tocmai am aflat că intrăm în carantină și nu știu unde o să nasc. Doctorul meu nu mai răspunde la mesaje. Îl bănuiesc că s-a infectat. La stat mi-e frică de COVID, la privat de suprataxă. La Suceava s-au închis și maternitatea și clinicile. Femeile n-au unde să nască. Eu unde-mi fac ecografiile și analizele? Mi-am sunat moașa să o întreb dacă-s candidată pentru născut acasă. Ne uităm peste analize și vedem. Dacă ai sarcină cu risc redus, da. Stăm închiși de 3 luni și simt că n-avem aer. E august și nu ne mai ține nimeni cu forța în casă, dar oricum n-ai unde să ieși și tot ne temem. Dai, maică, niște șosete, vrei să răcească așa cu picioarele goale? Dar stă bine în chestia aia la piept? Mi se pare că-i cam strâmbă spatele. Suntem toți singuri și tot ce avem sunt frazele astea aruncate pe stradă de necunoscuți. Sigur că lumea în general e mai drăguță cu tine când ai copil mic, dar acum nu mai are timp să fie drăguță. Nu avem de unde să respirăm o gură de aer proaspăt, e totul stătut. Aceleași străzi pe care mergem până în parc, aceeași transpirație dimineață până seara, chiar și noaptea, aceleași mașini parcate pe trotuar, aceleași ștergătoare pe care le ridicăm pentru că nu știm ce să facem altceva. Noroc că între noi băltește iubirea. Ne respirăm unul pe altul în trei și un aer călduț și bun se ridică deasupra capetelor noastre și îl înghițim în sfârșit. Prima oară când s-a spart borcanul în care trăiam împreună și împărțeam tot, fiecare disperare de noapte și fiecare bucurie de zi, a fost când mi-a zis că are un job de o săptămână plătit cât pentru munca de 2 luni și trebuie să mă lase singură cu T. Singură cu T. Dar T nu adoarme decât legănat de tatăl lui. Sau, dacă îl prinde somnul la sân, doar V poate să-l ia ușor, ușor de tot și să-l așeze în pătuț. Ne-am împărțit lucrurile așa de bine încât nu cred că pot să am grijă singură de copilul nostru. De acum gata, sunt doar eu. O săptămână e chiar un an, o zi are în ea și o noapte cu multe treziri, o noapte are un copil agitat care urlă și nu doarme și o mamă neputincioasă, furioasă pe ea, mimând calmul și eșuând lamentabil. O mamă care nu știe cum să aibă grijă singură de copil. Poate pentru că e primul, poate pentru că e singură, dar tot ar trebui să știe. Doar 2 brațe am. La fel și tu, nu? Cu ele am început să gătesc viteză, să mătur viteză, să strâng viteză. Ridicat din pat, mers în cameră copil. Întins brațe spre copil. A plecat. Luat copil din pătuț, dus copil pe canapea. Alăptat. Dus copil la baie, dezbrăcat, spălat cu forță în chiuvetă. Dus copil pe masa de înfășat. Schimbat. Dus copil în bucătărie, pus copil în scaun de masă. Hrănit, dat cu mătura, spălat vase, dat mâncare la pisici, dat copil jos din scaun. Dus copil la baie, spălat copil cu forța. Șters copil cu prosopul cu forța. Dus copil în sufragerie. Prezentat jucării. Strâns resturi de mâncare din bucătărie, împăturit haine proaspăt uscate. Dus copil în cameră, îmbrăcat cu forța. Dus copil pe hol, încălțat cu forța. Ieșit pe ușă. Coborât 2 etaje cu copil în brațe. Scos cărucior din boxă cu o mână, coborât scări cu cărucior plus copil. Pus copil în cărucior. Împins cărucior. Borduri. Parc. 40 de minute în jurul lacului. Acasă. Scos copil cărucior, urcat cărucior și copil pe scări. Dezbrăcat copil, spălat pe mâini cu forța. Pus în scaun, hrănit, spălat vase, schimbat, urcat în pătuț. Somn. Mâna care scria s-a uscat și a căzut. Am găsit-o într-o dimineață pe jos la intrare în baie. Am luat-o și am pus-o în ghiveciul unde cactușii rupți primesc a doua șansă. În locul ei a crescut furie, multă furie. De ce am rămas singură în front? De ce nu există un serviciu mondial de nelăsat singure mamele? O armată de funcționari care să înlocuiască satul ăla de care era înainte nevoie ca să crești un copil? Acum o mamă e tot satul. Și nu e nimeni care să dea buzna peste tine și să te scoate de o aripă afară. Hai, du-te să te plimb puțin, am eu grijă de ăsta micu. N-am mai ieșit din casă de când am mers la vaccin. Casă, parc, casă, parc. Toată ziua vorbesc doar cu copii. Furnizez non-stop servicii de creștere și îngrijire. Ce ar trebui să fie bucurie se face calvar banal. Mă uit la mâna mea uscată. Nu crește, dar uneori apar degete. Le iau și cât doarme copilul, scriu cu ele liste cu tot ce aș vrea să fac.
dar fiecare lucru de pe listă sună INML, întâlnire, J, spitale 544. Ar lua cât un somn de copil și n-am atâtea somnuri de cheltuit. Mâna nu crește, poate nu vrea să se mai întoarcă la mine. Poate o să iau una de la V, el s-a întors la muncă și scrie. Îl invidiez. Dar nici mie nu-mi e ușor, îmi zice. O să vezi când o să te întorci și tu la muncă. Când sunt acolo, vreau să fiu aici. Când sunt aici, nu sunt de ajuns. Mâna nu crește, sau crește puțin și dă iar înapoi. Seara pierd din nou fiecare bătălie. Poate o să rămân mereu aici, blocată la primul nivel din jocul ăsta nou, cum să crești un copil în pandemie, fără să trec vreodată la nivelul superior. Ăla în care primești vieți noi și ești din nou egală cu tine însăți, mai mult calmă, mai rar nervoasă, mai mult plină, mai rar golită, și o jurnalistă vie de gardă mereu la problemele lumii și o mamă mișto de gardă mereu la domnul copil. Acum sunt doar una și doar două brațe am. O mamă robot cu o inteligență foarte artificială, care lucrează menajeră pe o insulă și visează că într-o zi o să se urce iar pe vapor și o să străbată 7 mări și 7 țări și o să se scuture de furie, de deznădejde și de vină.